obligat să achite creditul contractat de tatăl său decedat. În această situație s-a trezit un bărbat din comuna Doljeană Podari. Tatăl său a făcut împrumutul la TBI Credit pentru a-și cumpăra un utilaj agricol. Prin contract, împrumutatul a fost obligat să își facă și asigurare de deces. Aceasta a fost plătită în avans și urma să stingă creditul în caz de deces. La 6 luni de la semnarea contractului, bărbatul a murit. Fiul acestuia a început demersurile pentru ca firma de asigurări să îl despăgubească, astfel încât creditul tatălui său defunct să fie achitat. Banca i-a trimis o scrisoare atenționându-l că acel contract reprezintă titlul executoriu și trebuie să plătească ratele scadente în termen de 3 zile. Între timp, tata a apucat să achite cam de 5 rate, după care pe 30 octombrie 2013 a decedat în urma unui stop cardiac. La 7 zile după deces am înaintat documentele necesare la banca TBI Credit. Solicit să mi se achite integral, da, prin asigurarea respectivă, să se achite împrumutul pe care tatăl meu, Brăcău Marin, l-a făcut către această bancă. Cum rezultă și din documentație, asigurarea Metropolitan Life care i-a făcut această documentație trebuia să se achite în totalitate împrumutul respectiv către banca TBI Credit. Răspunsul instituției financiare la solicitarea lui Florian Brăcău a fost acela că tatăl său nu era eligibil pentru prima de asigurare, deși aceasta fusese plătită în avans pe 2 ani. De ce era exclus? Pe motiv că suferea de o boală veche, așa specificau dânsii, deci și verbal tot la fel mi-a explicat că suferea de o boală veche. Familia Brăcău spune că firma și asiguratorul cunoșteau situația medicală a împrumutatului pentru că acestuia i se ceruseră documentele care să justifice pensia pe caz de boală pe care o avea. Totuși, firma de asigurări Metropolitan nu și-a respectat obligațiile din contract și chiar îl acuză pe Florian Brăcău că minte. Dânsii mi-au dat telefon de nenumărate ori prin telefonul tatei care l-am trecut pe cartel întrucât n-am pus să-i plătesc abonamentul cu cutia de mare și au fost numai amenințări la adresa. Deci adresa mea, prin faptul că eu îi mint că tatăl meu nu a murit, că trăiește, când m-am dus acolo prima dată cu documentația, a zis că nu e nicio problemă. Să am certificat de deces, constator de deces, alt certificat constator de deces și împrumutul se va stinge pentru că așa este. Da, că a decedat. Da, așa este legislația, dar dânsii nu s-au ținut de cuvânt. Din documentele care reiesc aici de la dânsii, au foarte multe subpuncte al contractului de asigurare prin care cât ai fi de plătitor de asigurare, nu vei beneficia niciodată de asigurare de la Metropolitan Life. Am încercat să luăm legătura cu reprezentanții agenției TBI Credit din Craiova, unde a fost contractat împrumutul. O sesizare, având o sesizare la cineva, o familie, de unde sunt împrumutat, de la casa de sus. Nu avem voie să facem nicio comentarii. Dacă vreți, vă duceți la București. Păi putem să vedem un CNP dacă există pe documentele pe care le avem noi și să verificați despre ce este vorba? Nu putem nici asta, că nu aveți calitate. Dacă e reclamația de la OPC, da, putem să răspundem în scris. Dar așa pentru noi... Departamentul juridic este la București, aici este doar departamentul de vânzări. La București, la call center-ul TBI, ni s-a spus că vom primi un răspuns oficial în câteva zile, poate chiar într-o săptămână. Florian Brăcău s-a adresat deja Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorului și spune că va face tot ce se va putea pentru a rezolva această problemă.